prea multă sănătate strică. Dar de ce trebuie să o medicamentați când e sănătoasă tu? Nu are a face, domnule. Un doctor trebuie să consulte doi. Doamne, da. Trupul meu nu-i raft de spițărie. Nu? Păi n-ai vrea puțin de tot să te consult? Cum stai? Cum stai? Sunt răzit de la boale, Doito, dar o să am eu acest de potrăbunii tale. Domnule, vă spun la revedere, am să vin mai târziu să văd cum e bolnav. Domnule! Da, domnule. Vă rog să mai stați puțin. De ce? Vai de mine, vai de mine! Dar eu nu pot să primesc bani, domnule. Nu pot să primesc deloc. Da, vă cred. Eu nu fac negustorie din medicină, domnule. Credeam că e așa, domnule. Vai de mine, dar eu nu știu ce e lăcomia, domnule. Da, vă cred, domnule. E cât se cuvine? E tot. E tot. Zofre-i bună treaba. Numai să nu mă prindă, tante. Iată un puls, domnule, care nu-mi place deloc. Dar nu sunt bolnav, domnule, și nu pentru asta am venit la dumneavoastră. Păi și dacă nu sunteți bolnav, de ce dracu nu spuneți? Nu sunt. Și vreau să vă povestesc totul în doar două cuvinte. Mă rog. Mă numesc Leandră. Sunt îndrăgostit de Lucind. Fata pe care ați examinat-o din ori. Lucind, da. Și cum din pricine pe tatăl ei n-are loc să mă vadă, mi-e cu neputință să mă apropii de ea. Mă rog, domnule, să mă ajutați. Vă rog să mă ajutați să pun la cale un șiretic, ca să pot să ajung să-i spun doar două cuvinte de care atârnă toată viața și fericirea mea, domnule. Să vedem. Mai de mine, domnule, dar cum îndrăznești să vii la mine să sprijin dragostea și să mă faci pe mine să mă cobor la meserie mea de doctor la... Domnule, nu faceți gălăgie, domnule. Vreau să fac gălăgie pentru că ești un nerușina, un nesimțit, să vii la mine să mă... Nu vorbesc de dumneata, domnule, care ești un om cinstit. Nu vorbeam de alții care iau pe unii oameni drept ceea ce nu sunt. Și asta mă interesează. Dar, dumneata, văd că ești un om cinstit, domnule, spune. Cu ce te pot ajuta? Vă cer iertare, domnule, pentru îndrăzneala pe care... Nu aveți de ce să vă cereți iertare, domnule. Spuneți ce pot face pentru dumneavoastră, domnule. Aflați, domnule, da? Că boala pe care veți o vindecați este o bolă... născocită. Mi-am dat eu seama. Doctorii, da, le-au spus părerea privind asta, am dat cât puteau. Și care au dat vina pe creier, care pe picat, pe cap. Care pe intestine. Intestine, la. Aflați, domnule, da, numai dragostea este adevărata vinovată. Și Lucind a inventat această boală pentru a scăpa de un măritiș pe care nu și-l dorește. Bună manevră! Și vă rog, domnule, ce să ajung în preajma ei să pot să vorbesc cu ea. Să ajungi în preajma ei. Domnule, te ajut. Hai să nu cumva să nu văzuți. Ar fi foarte bine să te deghizezi. Da, am haina asta. Foarte bună. Are și glugă? Are, da, are bine. O să fii luat de spițe. Adică o să fii ajutorul meu, ca să zicem așa. Da, cred că sub haina pot să mă ascult destul de bine. Foarte bine. Și cum tatăl ei nu se prea pricepe... Deloc. Și acum vă rog, domnule, să mă învățați câteva vorbe din astea mai grozave din medicină. Păi de ce? Ca să pot trece un om pârșit în treburi din astea. De medicină? Da. Uși de aici că n-ai nevoie. Haina e totul, uite-și. Mulțumesc.
știu mai mult decât dumneavoastră în medicină. Îți să mă ia dracu dacă știu. Te-am văzut om cinstit și o să-ți vorbesc la fel. N-am vrut să fiu doctor deloc. Eu nu sunt doctor. Nu am vrut să fiu deloc, dar când am văzut că țin cu tot din adinsul să fiu doctor, am zis că hai să fiu. Pe spinarea cu eu avea nevoie de mine. Auzi? Da. Cred că asta e cea mai bună meserie din lume. Pentru că ori faci bine, ori omori omul, plata e total. Odată nu s-a nimerit un morg care să se plângă de doctorul care l-a omorât. E drept că în privința asta, morții sunt niște băieți tare de treabă. Tare? Mormânt! Acum, fugi și așteaptă-mă lângă... Să nu facem glorie, da? E bine, cum ce visipă! Și acum, fugi lângă casa iubitei tale și așteaptă-mă acolo. O să punem la cale un plan! Hai, fugi, fugi! Mi s-a făcut oameni. Da, eu sunt. Ce vrei? Păi am venit la dumneavoastră, domnul. Păi ce? Viața maică-mea, de-i zice pare. Așa? În 6 luni o căzut la pat, care nu se mai ține pe picere. A, și ce vrei de la mine? Și am să-i dați o drăgălie, care să o zdrăvenească, domnul. Trebuie văzut, prietenă, ce are, ce o doare, ce simte. Are boală de hipocrizie, domnule. Hipocrizie? Da. Hipocrizie. Păi că să vedeți că s-a umplat pe peste tot. Și să spune că s-a umplut toată de atâta seriozitate. Că ficatul rânza o scrina. Acum nu mai fac sânge. Ele acum fac apă. O încinge zâlnic. Odată la 2 zile, fierb în țările, cu ouă, sel și jundie, la amplieturile picerilor. Eee, dar când o îndeasă plegma pe gât, atunci zici că se năbușă ca la tusă combustibilă. Și numai ce o apucă, niște silpă și niște gorbuțiuri, ai jurat că-i dusă. Avem la noi în sat rustițări care iertați vorba proastă. Am dopat-o cu fel și fel de toate și am risipit mai bine de 6 tale, cu o glistire, pe niște praf cu ce-o trebuie să înghită, pe infecțiuni de zambilă și pe sirop topnit. Dar toate astea au fost apăchioară. Nu să-i bage pe gât o doctorie, dar îi zice vin hermetic. La tare vai, i-am temut că cu vinul ăsta ajungea pe apa sâmbetei. Domnul, știți ce să spune lume? Ce? Doctorii ăștia de bază omoară dita mai pomenirea cu născoșirile lor. Bine, prietena, acum să venim la ce ne doare. Păi ne doare, domnul. Maica mea pare, sufletul meu. Da, nu înțeleg ce spui deloc. Să venim la ce ne doare. Adunat maica mea, paret, niște bani, domnul. Așa. Aveți 2 taleri. Ca să-i dați o drăcărie, domnul. 2 taleri. 2 taleri. Da. 2 taleri. Și-ai vrea acum să-i dau ceva, să o vinde. Eu așa îmi dau cu gândul. Un leac. Da. Un leac, domnul. Ce dracu să-i dau de 2 taleri? Poftim, dă batista aceea. Poftim, prieten, această bucată de brânză. Eu dai de seară să o mănânce pe toată bolnavei. Brânză, domnul! Brânză! Da, brânză, dar stai puțin, asta nu e brânză obișnuită. E brânză bătută cu mărgean, cu mărgăritare, cu aur și argint, cu diamante. Dar bineînțeles, eu dai de seară pe toată să o mănânce și... Vă rămânem îndatorați, domnul, și acum am plecat să-i dau brânza. Așa, 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 dă-i-o, dă-i-o pe toată de seară. Să-i dai de seară. Și dacă moare,
Aveți grijă să o îngropați cât mai adânc. Sare amare, care curăță de orice tristețe. Fii, domn doctor, că frumos mai vorbit. Și stăm să nu pricep o iută din păsăreasca dumneavoastră. Îmbolnăvește-te, Doică. Îmbolnăvește-te de dragul meu. Sluga dumneavoastră... Sincer, n-ar fi bucurie mai mare pe lume decât să te caut, Doică. Sluga. Dar mi-e mai bine necăutată. Da, Murlio. Dacă ai ști cât te plâng frumoasa mea, că ai un soț atât de ursuz și atât de dobitoc. Ce să fac, domnul? Vrea, nu vrea, capra trebuie să pască acolo unde ai priponit-o. Cum? Lângă un bădăran ca ăsta, lângă un om gelos care nu te ține noi pentru el. Și încă n-ați văzut decât o leagă din smintea lui. Ah, Doică, câte plânguri, Lio, și ce n-aș da ca să te răzbun pe el și să-i pui ceva pe frunte. Hai, domn doctor, că dreptul e că dacă ar fi după ce merită, nu știu la ce drag de tărcie m-ar împinge. Răzbune-te, Doică. Răzbune-te pe el cu cineva. Cine? Cu mine. Unde? În jură. De seară. Da? Sunt sigur că aș vrea să fie la dracu! Hai, du-te, vezi ce face fica mea! Hai, du-te! Și spune, îi dau o bucată de criză. Dar m-am uitat! Domnule! Domnule! Nu mai întrebam de dumneavoastră. Ah! Unde puteți fi? Unde puteam fi? Pe aici, prin grădina dumneavoastră, mă distram, mai înșurându-mă de prisosul de băutură. De ce mai face bolnava, domnule? Mai rău după leacul pe care l-ați dat. Foarte bine. Asta înseamnă că leacul lucrează. Ba, dar tot lucrând așa, mi-e teamă să nu dea gata? Nu vă faceți griji, domnule. Am leacuri pentru orice ce și nu aștept decât clipa agoniei. Ce a să spun? Cine este omul care vă însoțește? Care? Acesta este spițerul, ajutorul meu și le va fi de mare folos în tratamentul fiicei dumneavoastră. Dați-mă un pădonșoara care vrea o leagă să se miște. Foarte bine! Puțină mișcare va face foarte bine. Și domnul spițer aici de față ne va ajuta. Hai, domnule spițer, ia-i pulsul să vorbim după aceea despre tratamentul pe care trebuie să-i aplicăm. În timp ce eu vorbesc cu tatăl, pulsul, domnule, vă rog. Am ceva foarte important să vă spun. Da. Domnule Spițer, pulsul. Domnule, vă rog să fiți foarte atent, ochi și urechi. Da. Se dă o mare bătălie între noi, savanții, domnule. Da. Pentru a vedea dacă femeile sunt mai ușor de vindecat decât bărbații. Domnule, vă rog. Da. Unii spun că da, alții spun că nu. Eu spun și da și nu. Cu atât mai mult, domnule, cu cât aburii exhalațiunilor inferioare coboară de pe circumferința lunei, care să zic așa coboară spre răsăritul soarelui. Nu, o să pot iubi niciodată un alt. Vorbește. Domnule! Fica mea vorbește! Vorbește, domnule! Iată! Da! Mi-a recăpătat graiul, dar mi l-am recăpătat pentru a spune că nu o să am niciodată alt soț decât pe Landru și că zadarnic vrei să-mi dai pe vreas. Nimic nu mă poate fi nimic din hotărârea pe care am luat-o. Orice mi-ai spune e degeaba. Toate vorbele dumitare o să fie de prisos. E un lucru la care sunt hotărâtă nicio putere părintească nu mă poate sili să mă mărit împotriva voinței mele. Orice-i căutat să faci, inima mea nu se va pleca niciodată în fața acestei tiranii și mai bine mă duc la mână.
vină! Asta, domnule, mi-e cu neputință! De-abia am vindecat-o! Dar ce pot face pentru dumneavoastră, ca să vă pot mulțumi, este să vă asurzesc! Păi nu, nu! Păi, domnule, perfect! Hai să te măriți cu Horaș chiar în această seară! Mai bine cu moartea! Niciodată! Domnule, lăsați-mă pe mine să medicamentez această boală. Nouă boală. Credeți că ați putea să medicamentați această boală sufletească? Nu vă faceți griji, domnule, v-am spus că am leacuri pentru orice boală din lume și domnul Spițer aici de față ne va fi de mare folos. Domnule Spițer, o vorbă, o secundă. Domnule Spițer, două vorbe. Vezi bine că împlăcărarea ei pentru acest leandr e cu totul și cu totul împotriva voinței tatălui. Că nu mai e nimic de păcut și că substanțele sunt foarte necrete. După mine, eu unul nu văd decât un singur leac. Și anume o doză mare, purgativă de spălare de pudină, pe care s-o amestești foarte bine cu două doze de matrimonium în pilule. Poate la început va face puțin telenazuri, știi cum sunt bolnavele la început. Dar cum îți cunoști foarte bine meseria, o să faci să le închidă cum se poate mai bine. Și acum, hai, repede, dă cu ea o raidă prin grădină să pui substanțele la punct. Hai. Da, și nu uita, domnule Spițer, dă-i înainte cu leacul, cu leacul suveran. Înainte cu leacul suveran? Da. Hai, domnule. Da. Ce fel de leacuri sunt acestea pe care le-ați prescris, că eu în viața mea ne-am auzit de ele? Nu aveți cum, domnule, pentru că acestea sunt leacuri pe care le prescriu numai în cazurile urgente, foarte urgente. Da. Dar ce spuneți la această neobrăzare a ei? Să știți că uneori, fetele pot fi niște neobrăzate și niște încăpățânate. Dar nici nu știți ce nebună este după acest an. Nebună am văzut. Chiar ar fi în stare să-și fugă cu el. A, bine. Da, dar nu o să reușească. Pe cum să... Nu, că o să închide în casă. Foarte bine că doar nu o să se pune el cu un tâmpit. Vreau să spun, domnule, un șmetler ca dumneata mai rar. Nu se pune, da. Domnule, să vezi că ești pe leaua dracului. Domnișoară Rusin a spălat pudina cu domnul Leandre la lui. El era spițelul. A,